Hiroko Ogawa a dat la schimb Japonia, țara sa natală, pe traiul de la București. Ea spune că românii o privesc cu respect când aud că vine din Japonia. Dacă cineva a zis, tu ești China, chinezoica, și am zis, nu, eu sunt japoneză. Eu sunt japoneză, eu sunt din Japonia. Și oamenii se schimbă. Dumneavoastră din Japonia! Sarmuna! Oamenii sunt respectos despre Japonia. Crezi că avem noi o imagine prea bună despre Japonia sau avem o imagine reală? Real și prea bună. Și prea bună, un pic prea bună. Da. Noi știm despre japonezi că sunt foarte bine ordonați, că au o economie foarte bine dezvoltată, au mecanisme foarte bine puse la punct, vă purtăm ceasurile, mergem cu mașinile japoneze și sunt foarte bune. Dacă japonezii n-ar fi așa de organizați și un pic mai taciturni, mai izolați, ar mai fi putut face lucrurile astea? Da. Este mentalitate. Pentru că noi trebuie să protejăm țara. Hiroko, se știe despre japonezi că muncesc foarte, foarte mult. Cum ți se pare comparativ cu România? Noi cum suntem? Prea mult. Ce mult strică? Da. De exemplu, acum 15 ani am pierdut un senior din universitate pentru că el au muncit foarte, foarte mult și a fost epuizat. A murit de epuizare. Da. Da. Se întâmplă frecvent ca oamenii să moară de epuizare acolo în Japonia? Imaginea noastră despre un japonez care muncește e că merge la muncă, stă vreo 10 ore acolo, cel puțin, unde muncește foarte serios, iar când vine acasă, în loc să bea un sake și să se uite la un film, mai ia o carte și studiază pentru meseria lui să se perfecționeze. Sau ajung acasă foarte târziu, 10-11, și bea sake sau mănâncă ceva și imediat trebuie să cârc, pentru că a doua zi, de la capăt. Da. Și învățată cu mentalitatea aceea de zi de lucru 10-12 ore, cum ți s-au părut românii? Cred că în România, dacă nu pot să puteți să terminați munca de azi, lăsați mâine. Cred. Din România... Avem și un proverb. Da. Ce nu poți face azi, lasă-l pe mâine, că mâine, se rezolvă singur. Românii vorbeau foarte multe ori. Mâine, hai, mâine. Nu mâine. Știi, la noi toate lucrurile importante încep de mâine, sau încep de luni, sau încep de la întâi. Sunt și la noi multinaționale care funcționează din plin și care, la care au românii au un program de dimineață și până seara. Dar acum e mai bine să muncești pauzele mici și de secheia marilor succese sau să muncești de dimineață până seara și să ajungi într-un final acasă, să te odihnești și să o iei de la capăt? Trebuie să iau timpuri de relaxare. Dacă în Japonia ai fi aflat că un ministru care ar fi trebuit să conducă ministrul transporturilor și să facă autostradă, a luat foarte multă șpagă. Ce ai face ca cetățean în Japonia dacă ai afla că un politician e corupt și a luat bani? Dau afară. Cum îl dai afară? Protestați? Vă adunați? Da, da. Ce faceți? Protestăm și guvernul ascultă. Deci e aproape greu de crezut că un politician despre care se dovedește că a făcut acte de corupție ar mai putea rămâne în funcție în Japonia. Nu mai rămâne în funcție. E suficient ceea ce oferă România azi pentru tine ca să rămâi aici și să părăsești Japonia? Da, e suficient, da. Ai învățat foarte bine limba română. Ți se pare o limbă grea? Da, foarte grea. Pentru că în limba japoneză noi nu avem masculin, feminin și plural și singular. Avem o gramatică grea, nu? Gramatică foarte grea. Și cum ai învățat limba română? Mai întâi de la colegii de alergare.
Da. Tu ai învățat de la români limba română, dar da. Pe cei doi români cu care ești acum la masă, poți să înveți ceva în japoneză? Ai spus că japonezii nu sunt foarte romantici. Cum se spune te iubesc în japonez? Te iubesc este aishiteru. Aishiteru? Aishiteru. 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 Nu, nu sună prea ludic, așa, prea nu. Romantic. Ai, da. Ai înseamnă iubire, dragoste și aishiteru. Și Hiroko, da. Ce înseamnă numele Hiroko? Hiroko este pentru fetiță și Hiro înseamnă suflet mare. Suflet mare. Suflet mare. Eu cred că ți se potrivește. Mulțumesc frumos!